Această seară avem ca și temă împreună ca să răspundem la o întrebare importantă, la poate cea mai importantă întrebare pentru noi care suntem aici să descoperim din Scriptură ceea ce înseamnă o biserică biblică, o biserică creștină. Și întrebarea aceasta este ce anume înseamnă a fi creștin. Răspunsul la această întrebare, ce înseamnă a fi creștin, ce este creștinismul, este de fapt răspunsul la cea mai mare problemă cu care se confruntă umanitatea, cu care se confruntă orice societate, cu care se confruntă orice persoană. Vom vedea lucrul acesta într-un minut. De fapt, ar trebui să fie, mai ales în țara noastră, problema de cel mai de mare interes într-o țară care pretinde că este o țară creștină. O țară care este bazată pe valori creștine, o țară care se crede creștină de sute și sute de ani de la începuturi chiar. Societatea contemporană în care trăim vorbește extrem de mult despre dreptate. Acest concept este prezent peste tot și societatea în care trăim, chiar și societatea română, este obsedată de acest concept. Toată lumea vrea să se facă dreptate. Există drepturile omului, există drepturi civile, există drepturile animalelor. Și într-o lume în care se vorbește foarte mult despre dreptate, se pare că suntem mai strâmbi ca niciodată. Și este bine că se vorbește despre dreptate, este bine că pretindem că ne aflăm într-un stat de drept, este bine că protestăm atunci când nedreptatea este săvârșită, că ieșim în stradă atunci când drepturile noastre sunt încălcate. Biblia are și ea foarte mult de spus despre acest subiect care ne pasionează foarte mult pe noi în societatea și în civilizația în care trăim. Biblia vorbește deosebit de mult despre acest concept și despre conceptul de nedreptate. Și Biblia numește orice încălcare a dreptății păcat. Orice încălcare a legii, orice încălcare a ce este drept și corect, Biblia numește acest lucru păcat. Vestea bună pentru noi și pentru cei din societatea noastră preocupați de dreptate este că Biblia ne învață că există o veste bună care ne spune că în final orice nedreptate, orice nelegiuire, orice păcat va fi rectificat și va fi pedepsit. Chiar dacă aici și acum multe nedreptăți nu sunt pedepsite, chiar dacă aici și acum multe nelegiuiri nu sunt rezolvate, vestea bună cu care ne confruntă Sfânta Scriptură este că în final Dumnezeu va rezolva și va pedepsi și va rectifica orice nedreptate. O asemenea veste într-o societate care este obsedată de dreptate ar trebui să fie extrem de atractivă. O asemenea evanghelie pentru o cultură și o civilizație care protestează pentru dreptate ar trebui ca să atragă mulțimi de oameni. Bisericile ar trebui ca să fie pline de oameni care vor și pretind că doresc dreptate să afle cum se va realiza această dreptate desăvârșită care o pretinde Biblia, care ne spune Biblia că se va realiza. Vedeți, problema păcatului nu este o problemă cu care se confruntă doar creștinul sau doar biserica. Problema păcatului, sau mai bine spus, problema nedreptății, este o problemă universală. Și este universal abordată de orice cultură și de orice civilizație. Toată lumea abordează această problemă pe cel puțin două paliere, sau pe două paliere principale. În primul rând avem palierul social, palierul civil. Și în al doilea rând avem palierul spiritual sau palierul personal. Oriunde mergi în lumea aceasta, vei afla că lumea încearcă să rezolve această problemă a nedreptății pe aceste două mari paliere. Și aceste două mari paliere există pentru că în lăuntrul nostru există această conștientizare că există o dreptate. Că trebuie să fie o dreptate. Conștiința noastră ne spune că dreptatea este reală. Și în același timp ne spune că nedreptatea este o realitate. Vedem lucrul acesta pentru că privim în jurul nostru și vedem că nedreptatea se săvârșește. Vedem că se întâmplă crime. Vedem că suntem victime a nedreptății. Și de multe ori suntem mustrați de conștiința noastră și vedem că și noi suntem nedrepți. Această realitate, această dreptate întipărită în inimile noastre, în cugetul nostru de însăși Dumnezeu,
dă naștere la două fenomene în aceste sfere ca să rezolve această zbatere interioară. Primul fenomen este acel social, prin care omul încearcă să rezolve această tensiune între convingerea intrinsecă că trebuie să fie dreptat. Trebuie ca până la urmă să se facă dreptate în această lume. Și realitatea că lumea și societatea în care trăim este nedreaptă. Omul simte nevoia să rezolve această problemă. Și o rezolvă prin acest fenomen social. Vedem acest fenomen în desfășurare când ne uităm în jurul nostru și vedem că oamenii, oriunde ar fi ei în lume, fie în culturi creștine sau necreștine, instituie guvernări, justiție, poliție, ajutor social și așa mai departe. Omul simte nevoia de a face dreptate în societatea în care trăiește. Cel de-al doilea fenomen este fenomenul religios, care vizează problema dreptății la nivel personal sau spiritual. Și anume, conștientizăm că există nedreptate în societatea noastră, conștientizăm că există nedreptate în jurul nostru, conștientizăm din lăuntrul nostru că această nedreptate trebuie abordată, trebuie pedepsită, trebuie să există o plată pentru această nedreptate, oamenii aceștia trebuie pedepsiți și în momentul în care am dat această judecată ne confruntăm cu realitatea că și noi suntem nedrepți, că și noi săvârșim nedreptate. Și bazat pe principiul echității, pe principiul dreptății, dacă alții trebuie pedepsiți pentru nedreptatea lor, și noi vom fi pedepsiți pentru nedreptatea noastră. Și omul, de-a lungul istoriei, s-a confruntat cu această realitate, prin acest fenomen religios. A instituit religii ca să rezolve acest conflict intern între dreptate și realitatea că el este nedrept. Între nevoia de a vedea dreptatea săvârșită și cei nedrepți pedepsiți și realitatea că el este un om nedrept și că el trebuie, până la urmă, să fie pedepsit. Fenomenul religios este răspunsul omului la întrebarea cum voi putea fi mântuit, cum voi putea fi scăpat de la acele consecințe a nedreptății mele care eu singur proclam că trebuie să existe. Ar fi nedrept dacă oameni care săvârșesc nedreptatea ar merge la mod infinit nepedepsiți. Biblia vorbește și ea foarte mult despre această problemă a dreptății. Sau mai bine spus, această problemă a nedreptății omului. Și ne spune că cea mai mare problemă cu care se confruntă omul este aceasta. Este problema păcatului. Într-un cuvânt, Biblia ne spune că cea mai mare problemă este păcatul. Dar înainte ca să continuăm să aflăm cum se soluționează această problemă, trebuie ca să definim acest termen. Ce înseamnă acest termen teologic al păcatului? La modul cel mai simplu, Biblia ne învață că păcatul este un act, fie prin faptă, prin vorbă, sau chiar și prin gând, prin atitudine față de Dumnezeu și față de legea lui Dumnezeu, care este standardul perfect al dreptății, care încalcă această lege prin ceea ce facem, prin ceea ce spunem, prin ceea ce gândim. Scriptura ne învață că fără excepție, toți oamenii se află vinovați de a fi păcătoși. Toți oamenii încalcă acest standard al dreptății. Apostolul Pavel ne spune în cartea Romani, la capitolul 3, cu versetul 23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Întrebarea este, și ce dacă? Și ce dacă toți oamenii sunt păcătoși? Care este problema pentru mine că toți oamenii sunt păcătoși? Care este problema că eu sunt un păcătos? Rețineți că la început am făcut afirmația faptului că toți ne dorim dreptate? Rețineți că la început am zis că corect ar fi ca această nedreptate să fie pedepsită? Și parcă văd că absolut toți am afirmat acest lucru. Ni s-a părut corect. Vrem ca dreptatea să se facă. Și asta este problemă pentru noi, care pretindem că ne dorim să se realizeze dreptatea. Că dreptatea se va realiza în mod desăvârșit de Dumnezeu. Și noi suntem nedrepți. Biblia ne învață că orice încălcare a legii,
Orice nedreptate, orice păcat va fi pedepsit. Biblia începe în acest fel, în Geneza, vedem că Dumnezeu creează pe om, pe Adam și pe Eva, îi pune în grădina Edenului și la început le dă o singură poruncă. Le spune că pot ca să mănânce. În Geneza 2, la capitolul 16 și la versetul 16 și versetul 17, poți să mănânci din orice pom din grădină, dar din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Această poruncă care o primesc ei la început vine cu o pedeapsă. Asta este baza, temelia dreptății și a încălcării ei. Există o lege și există pedeapsă pentru acea încălcare. Vedem în Geneza că Adam și Eva încalcă această lege. Și Dumnezeu, care este sfânt și drept și dragoste și nu poate, pentru că El iubește dreptatea, este în caracterul Lui să treacă cu vederea această încălcare, vedem că Dumnezeu îi pedepsește și pedepsește întreaga omenire care este reprezentată prin Adam și Eva. Ei sunt întreaga omenire în acel moment. Dacă ne uităm prin Scriptură, vedem că această tematică continuă. Și peste tot prin Scriptură, vedem că încălcarea legii lui Dumnezeu, nedreptatea este peste tot pedepsită. Și vedem că la finalul Scripturii, Scriptura se încheie în Apocalipsa printr-o mare judecată, în care în final, la sfârșit, toată nedreptatea, toate faptele necurate a oamenilor vor fi odată pentru totdeauna judecate și pedepsite. Asta este narativul, foarte pe scurt, în două minute, a Scripturii referitor la dreptate și nedreptate. Haideți acum să ne întoarcem la problema dreptății personale, sau mai bine spus, la problema faptului că noi nu suntem drepți, că noi săvârșim nedreptate. Orice nedreptate în această lume este săvârșită de cineva. În orice tranzacție de nedreptate există o victimă și există un agresor. Da? De fiecare dată când suntem cei care sunt victima în această ecuație, strigăm către cer și cerem dreptate. Problema este ce se întâmplă atunci când suntem agresorul. De câte ori ne-am fost noi cei care am nedreptățit pe alții? De câte ori ne-am fost noi cei care am încălcat legea lui Dumnezeu? De câte ori ne-am fost noi cei care am încălcat propria lege? De câte ori n-am zis noi, n-ar trebui să faci aia? Și după aia ne-am întors și am făcut. Și lucrul acesta ne condamnă, pentru că prin propriile declarații noi spunem că aceste lucruri trebuie rezolvate în final. Noi îi cerem lui Dumnezeu în lăuntrul nostru, în conștiința noastră, în sufletul nostru, să se facă dreptate. Și rostim în acest fel blestemul lui Dumnezeu peste noi. Pentru că în final, Dumnezeu, care este bun și drept, va rezolva toată nedreptatea din această lume. Biblia ne învață că orice nedreptate, fără excepții, standardul lui Dumnezeu de a rezolva nedreptatea este mult superior standardului meu. Orice nedreptate va fi pedepsită, pentru că în primul rând, nedreptatea și păcatul este o ofensă împotriva lui Dumnezeu. Este legea lui Dumnezeu care este încălcată, iar Dumnezeu, care este drept, nu poate să treacă cu vederea la infinit și să lase nepedepsite aceste încălcări ale legii lui. Această realitate, că în final dreptatea va fi realizată în mod absolut, prezintă pentru fiecare dintre noi cea mai mare problemă. Cum vom putea sta noi, cei nedrepți, în fața unui Dumnezeu drept? Răspunsul la această întrebare, cum voi sta eu, cel care prin propria afirmație mă consider nedrept în fața unui Dumnezeu drept? Răspunsul la această întrebare va determina dacă ești un creștin sau nu. De aceea, pentru noi în această seară, înainte ca să ne uităm la ceea ce înseamnă o biserică biblică, ceea ce înseamnă o biserică creștină, trebuie să determinăm dacă suntem creștini, dacă înțelegem ce înseamnă a fi creștini. Pentru că este pe această temelie, pe această credință pe care se zidește Biserica Domnului nostru Iisus Hristos. Există două posibile soluții la această mare dilemă. Să presupunem că vom muri în această seară. Știu că cei mai mulți
nu le place să gândească la această posibilitate. Dar este o posibilitate. Este o posibilitate. Să presupunem că vom muri în această seară. Și va trebui să stăm în fața lui Dumnezeu și să răspundem în fața lui pentru nedreptatea săvârșită de fiecare dintre noi. Pe ce bază vom fi salvați? Vom fi mântuiți de la judecata lui dreaptă? Care va fi argumentul tău în fața lui Dumnezeu? Când El te va chema înaintea Lui și va spune, toată viața ta ai vrut și ai tânjit după dreptate. Uită nedreptatea ta. Uită-te la păcatele tale. Uită-te cum ți-ai trăit viața. De ce ar trebui să te las să intri în împărăția mea? De ce n-ar trebui să te condamn? De ce n-ar trebui să aplic exact dreptatea care ai cerut o viață întreagă? Care va fi justificarea ta înaintea lui Dumnezeu, care este drept și desăvârșit? Există doar două posibile răspunsuri. Un răspuns, cel mai comun găsit răspuns, este că omul va fi mântuit, va fi justificat în fața lui Dumnezeu prin meritul său propriu. Aceasta se poate numi o mântuire prin fapte. Ea are multe etichete, multe denumiri, există multe religii care cred lucrul acesta, există chiar multe religii păgâne care pretind că sunt creștine, care cred într-o asemenea mântuire. Pe scurt, această variantă spune că omul va merge înaintea lui Dumnezeu și va motiva înaintea lui Dumnezeu prin propriul lui merit. Doamne, eu ar trebui ca să fiu primit pentru că am făcut ceva. Sau pentru că n-am făcut anumite lucruri rele. Doamne, uite, într-adevăr am făcut aia, aia și aia, dar gândește câte păcate n-am făcut. Uite la Hitler cât a făcut el. Eu n-am făcut cât Hitler. Și pe lângă asta m-am dus și la biserică, am mai făcut o pomană, am citit din Biblie de când în când. Doamne, totuși, eu nu merit să fiu pedepsit. Eu merit să fiu iertat. Ăsta ar fi un argument înaintea lui Dumnezeu. Că meritul nostru, contribuția noastră în lumea aceasta și așa mai departe, ar merita din partea lui Dumnezeu ca să fim iertați. Un alt răspuns ar fi un argument bazat pe un merit extern nouă, un merit care nu este al nostru. Creștinismul adevărat este singura religie care postulează o asemenea mântuire. În mod esențial, creștinismul nu este o religie a oamenilor care fac ceva să fie mântuiți, ci a oamenilor care au convingerea, care au credința neclintită că altcineva a făcut pentru ei ca ei să fie mântuiți. Care stau înaintea lui Dumnezeu și vor recunoaște toată nedreptatea lor și faptul că singurul merit care l-au este să fie condamnați și trimiși în iad, dar că există altcineva care a plătit pentru ei și care a trăit o viață desăvârșită în locul lor. Religiile lumii se împart în aceste două mari tabere. Pe de o parte, creștinismul, care spune că suntem mântuiți nu prin faptele noastre, ci printr-o soluție care este externă nouă, care este extranos, și religiile păgâne, chiar dacă multe poartă denumirea de creștine, care argumentează că putem fi mântuiți în totalitate sau în sinergie sau în parțialitate, adică Dumnezeu face ceva pentru tine, dar și tu faci cât e negru sub unghie măcar. Ceva ai făcut și tu. Și când te duci în fața lui Dumnezeu, zici, Doamne, ai făcut tu ceva pentru mine, dar hai să-ți spun ce am făcut eu. În unele religii este așa de simplu. Doamne, eu atât am putut face. Am ridicat și eu o mână. Am zis și eu ceva. M-am dus și eu la biserică. Doamne, totuși, uită-te, nu-s ca și restul, care nici măcar atâta n-au făcut. Creștinismul vine și spune, acestea nu sunt soluția care arată Scriptura, soluția care o revelează Dumnezeu. Creștinismul este singura religie care vine și spune, Doamne, eu n-am făcut și nu sunt stare să fac nimic pentru mântuirea mea, dar Tu ai făcut pentru mine. Religiile lumii se împart în aceste două mari tabere. Biblia, cum ziceam, vorbește mult despre acest subiect. Și întrebarea la care trebuie să răspundem este dacă faptele noastre, dacă meritul nostru ne poate mântui.
dacă putem să fim îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu, justificați înaintea lui Dumnezeu prin faptele noastre. Și Biblia răspunde la această întrebare cu un nu categoric. Nu se poate. Nu este o variantă potrivită. Hai să privim foarte fugitiv, pentru că timpul zboară, câteva texte din Sfintele Scripturi despre standardul care cere Dumnezeu și despre felul în care putem să ne justificăm sau putem fi justificați, mai bine spus, înaintea lui Dumnezeu. În Galateni 3:10, Apostolul Pavel spune în felul următor: căci toți cei ce se bizuie pe faptele legii sunt sub blestem. Pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. În Iacov 2:10 spune în felul următor: căci oricine păzește întreaga lege, dar încalcă o singură poruncă, să face vinovat de toate. Și Apostolul Pavel, cum am amintit deja, spune în Roman 3:23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dacă ar fi să vă întreb, după ce am citit aceste scurte versete, cum ați descrie standardul lui Dumnezeu? Cum ar trebui ca să fim ca Dumnezeu să ne considere drept? Cred că afirmații și sintagme precum perfect sau desăvârciți sau 100% ar fi folosite. Și oare am putea spune că există vreun om care este desăvârșit sau perfect sau care a împlinit dreptatea și moralitatea cerută de Dumnezeu 100%? Ai putea tu să stai înaintea lui Dumnezeu și să pretinzi că n-ai greșit odată în viața ta? Că n-ai încălcat măcar odată legea lui? Biblia spune despre asemenea oameni că sunt niște mincinoși, cei care spun că ne-au păcat, și că îl fac pe Dumnezeu mincinos, pentru că Dumnezeu a declarat prin cuvântul său că toți oamenii au păcătuit. Standardul lui Dumnezeu nu este să fii mai bun decât cei din jur. Evident că există oameni care relativ au o moralitate superioară. Evident că Maica Tereza este mai bună decât Hitler sau decât Ceaușescu. Întrebarea nu este dacă ești mai bun decât vecinul tău. Întrebarea este dacă ai îndeplinit standardul desăvârșit al lui Dumnezeu. Dacă ești așa de bun și anume perfect, precum pretinde Dumnezeu, ca să poți sta în prezența lui. Și niciunul dintre noi, dacă este sincer cu sine, nu poate să răspundă afirmativ la această provocare. Biblia ne arată faptul că această problemă este mai profundă și decât atât. Și anume, nu doar că săvârșim nedreptatea, nu doar că săvârșim păcatul, dar Biblia ne spune că noi suntem păcătoși. Domnul Iisus ne spune în Marcu, capitolul 7, la versetul 20-23, ceea ce iese din om, aceea îl spurcă pe om. Căci dinăuntru, din inima omului, ies gândurile rele, curviile, furturile, crimele, adulterele, lăcomia, răutatea, înșelăciunea, depravarea, ochiului rău, blasfemia, mândria și prostia. Prostia este un păcat. Nu câți dintre noi nu ne-am plimbat pe stradă după ce am făcut o boacănă și ai prost am fost. Și prin asta ai încălcat legea lui Dumnezeu. Pentru că legea lui Dumnezeu ne spune să fim oameni înțelepți. Și Domnul Iisus spune, problemele acestea nu sunt problematice doar pentru că le-ai săvârșit, ci sunt problematice pentru că ele vin din tine, din lăuntru, din inima ta. De acolo izvoresc. Pentru că natura noastră este coruptă, este depravată. Problema noastră nu este doar că păcătuim. Aceasta este o problemă. Pentru că plata păcatului este moartea. Problema noastră este că suntem păcătoși. Și din inima noastră, din natura noastră păcătoasă, izvorăște păcatul. Problema noastră este că noi nu putem fi altceva prin propria inițiativă, prin propriile forțe, decât păcătoși. Soluția care oferă lumea, soluția care oferă religiile păgâne, este echivalentul cu a merge la doctor cu lepră, tot afectat, pătat, da? Carnea ți se mâncă pe tine. Și zici la domnul doctor: domnul doctor, care e problema? Eu am lepră. Tot trupul meu e infectat de această boală. Și a început să se mânce carnea pe mine, a început să vadă lepra asta. Și doctorul spune: stați liniștiți, am o soluție.
oriunde simptomele acestea se manifestă, oriunde începe și carnea este mâncată, oriunde începe și se vede la suprafață ceea ce ieși din interiorul tău, acolo vom pune un plasture și îl vom astupa. Ai plecat acasă satisfăcut că ești vindecat de lepră? Ai plecat acasă satisfăcut cu această soluție? Religiile care există în această lume, toate în afară de creștinism, vin și spun că există un plasture numit religie, numit fapte bune, numit pomană. Și pui plasture peste plasture, dar tu ești plin de cancer și de lepra păcatului. Și când vei sta descoperit înaintea lui Dumnezeu, și Doamne, dar uite-te la toate plasturile mele. Nu-s frumoase? Și El le va smulge și spune, uite, uite de fapt ce se ascunde sub faptele tale bune, sub mersul tău la biserică, sub religia ta falsă. Ești același om care a săvârșit acele fapte și care este păcătos. De aceea prorocul Isaia spune în Isaia 64:6, toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiurile noastre ne iau ca vântul. Haideți să revenim la întrebarea noastră. De ce ar trebui ca Dumnezeu să ne primească și să ne accepte? Cum vom fi justificați? Cum vom fi îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu? Răspunsul corect, singurul răspuns plauzibil, odată ce înțelegi starea ta, odată ce înțelegi starea umană, este că va fi nevoie ca să fim justificați în fața lui Dumnezeu, nu prin meritul nostru, ci printr-un merit care vine din afara noastră, care provine din afara noastră, pentru că noi nu avem vreo neprihănire care să o putem oferi. Ceea ce suntem și ceea ce am făcut este departe de neprihănire. Faptele noastre sunt rele și natura noastră este păcătoasă. Haideți să privim împreună la câteva pasaje din Biblie care vorbesc despre justificarea omului înaintea lui Dumnezeu și să vedem soluția care ne arată Sfânta Scriptură. În Romani, capitolul 1, la versetul 17, Apostolul Pavel spune în felul următor. Deoarece în ea, în Evanghelie, este descoperită o neprihănire. Ce veste bună! Noi avem nevoie de neprihănire. Faptul că nu avem neprihănirea este ceea ce ne condamnă. Este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. În capitolul 3, începând la versetul 21, din nou vizitează această temă. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu. Din nou vedem că sursa neprihănirii necesară pentru a sta înaintea lui Dumnezeu nu vine de la noi, ci este dată din afara noastră, de la Dumnezeu. Singura soluție este o neprihănire care este din afara noastră, care provine de altundeva. Galaten 3, la versetul 10, căci toți cei ce se bizuie pe faptele legii sunt sub blestem. Pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Și că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege este învederat. Căci cei neprihăniți prin credință va trăi. Cel neprihănit prin credință va trăi. Însă legea nu se întemeiază pe credință, ci ea zice, cine va face aceste lucruri va trăi prin ele. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este oricine atârnă pe lemn. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa că, prin credință, noi să primim Duhul făgăduit. În Efeseni 2, Apostolul Pavel spune la versetul 8, la versetul 9, căci prin har, prin dar nemeritat, ați fost mântuiți prin credință și această credință, acest dar nemeritat, această mântuire și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Este cât se poate de clar, nu este așa?
Nu înțeleg de ce din momentul în care această evanghelie a fost vestită, s-au petrecut și se petrec ani întregi, zile întregi, dezbatere după dezbatere pe această temă, când evanghelia este așa de clară. Neprihănirea necesară pentru a fi justificat înaintea lui Dumnezeu nu poate să provină de la tine. Pentru că nu există în tine și nu există în mine. De unde va veni neprihănirea prin care vom fi justificați înaintea lui Dumnezeu? De la noi? Biblia răspunde din nou răspicat: nu, în niciun caz. Deoarece în Evanghelie este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, zice Apostolul Pavel. Acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Dacă vrem să stăm justificați înaintea lui Dumnezeu, avem nevoie de neprihănirea care El o dă și care este doar un dar al Lui, la care noi nu putem și nu avem ce contribui și nu ne putem lăuda cu absolut nimic. În mod natural, se va întreba atunci ce rost au faptele bune, mai ales cei care sunt sau se consideră deja pocăiți. Ce rost au faptele bune, frate? Mă strădui atâtea ani să fac fapte bune. Are vreun rost să le mai fac? Deși justificarea noastră înaintea lui Dumnezeu este doar prin neprihănirea primită, în dar de la Dumnezeu, prin credință în jertfa Domnului Iisus Hristos, asta nu înseamnă că faptele bune nu sunt importante. Da, mântuirea este un dar de la Dumnezeu, da, neprihănirea noastră, între ghilimele, nu poate contribui nimic, dar asta nu înseamnă că eu pot trăi în nedreptate, asta nu înseamnă că eu pot face ce vreau, asta nu înseamnă că vom păcătui să mulțească harul. Dacă rămâneți cu mine în Efeseni 2, am citit de la versetul 8 la 9, unde am văzut că această mântuire este un dar de la Dumnezeu și că faptele noastre bune nu pot contribui absolut nimic. Și imediat, în versetul 10, Apostolul Pavel vine și spune în felul următor: căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Imediat după ce Apostolul Pavel argumentează și ne dovedește fără echivoc că faptele noastre nu au vreun rol în justificarea noastră, în mântuirea noastră, în îndreptățirea noastră înaintea lui Dumnezeu, același Apostol Pavel vine în următorul verset și ne spune că trebuie să facem fapte bune, pentru că același Dumnezeu care ne-a justificat, care ne-a mântuit, care ne-a dat mântuirea în dar, ne-a pregătit aceste fapte bune ca să umblăm în ele. Da, faptele bune au un rol extrem de important. Dar este extrem de important să înțelegem ordinea acestor lucruri. Este deosebit de important să înțelegem că faptele bune nu produc mântuirea, ci mântuirea produce fapte bune. Același Dumnezeu care îți dă în dar mântuirea a pregătit dinainte fapte bune și îți dă voința și puterea de a înfăptui acele fapte bune. Și faptele noastre bune, fraților, sunt meritul lui Dumnezeu, sunt darul lui Dumnezeu pentru noi să umblăm în ele pentru slava lui Dumnezeu. Ca toată mântuirea noastră să fie a Lui și toată lauda și slava să fie a Lui. Noi suntem beneficiarii mântuirii lui Dumnezeu care El ne-a dat-o în dar. Slava a Lui, beneficiul este a nostru, binecuvântarea este a noastră. Acum, dacă am înțeles acest lucru, dacă am înțeles că trebuie să fie o neprihănire din afara noastră, dacă am înțeles că cineva trebuie să plătească, atunci ne confruntăm cu o misiune imposibilă. Am realizat că această dilemă imposibilă în care se află omenirea trebuie rezolvat. Am realizat că nedreptatea noastră necesită pedeapsa lui Dumnezeu și că noi nu avem capacitatea ca să plătim. Nu ne-ar interesa pe niciunul dintre noi să rezolvăm problema nedreptății noastre plătind acea nedreptate. Eu nu vreau ca să mă duc în iad pentru eternitate, să-mi plătesc nedreptatea și cred că nici dumneavoastră nu vreți ca să ajungeți în iad pentru întreaga eternitate să vă plătiți nedreptatea. Nu-i așa? Dar vrem ca nedreptatea noastră să fie rezolvată.
Vrem să putem fi justificați înaintea lui Dumnezeu. Și asta necesită o soluție. Este nevoie ca cineva să plătească în locul nostru. Avem nevoie de un mântuitor. Întrebarea este cine ar putea îndeplini o asemenea misiune imposibilă? Care sunt criteriile pentru acea persoană care ar putea îndeplini această misiune? Această persoană ar trebui să fie în primul rând fără prihană, fără păcat. Ar trebui să fie desăvârșit și drept, cum cere Dumnezeu. Această persoană ar trebui să fie de valoare infinită. În primul rând, pentru că Dumnezeul care a fost nedreptățit este de valoare infinită. Și în al doilea rând, că dacă ar fi de valoare egală doar cu mine, m-ar putea mântui doar pe mine, sau doar pe dumneavoastră, sau doar pe unul dintre voi. Trebuie să fie o persoană neprihănită și o persoană de valoare infinită să plătească plata infinit de mare necesară înaintea unui Dumnezeu veșnic, infinit, drept și sfânt. Biblia ne învață că există o singură soluție și că există o singură persoană care se califică la această misiune și anume Domnul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu este singura persoană în întreg univers care se califică pentru această misiune. Dumnezeu care este sfânt. Dumnezeu care este drept. Dumnezeu este singurul care are valoarea necesară pentru a îndeplini această misiune. Și Biblia ne învață că Dumnezeu s-a întrupat. A coborât din slava Lui cerească pentru a realiza această misiune imposibilă. Domnul Iisus, ne învață Scriptura, este Dumnezeu întrupat. Dumnezeul infinit care a luat asupra Lui trup de carne pentru a realiza ce niciun om n-ar putea realiza. Dacă eu aș fi dispus să mor pentru unul dintre voi, nu v-ar ajuta cu absolut nimic, cel puțin înaintea lui Dumnezeu. Și dacă unul dintre voi ar fi dispus să moară pentru mine, nu m-ar ajuta cu absolut nimic, cel puțin înaintea lui Dumnezeu. Pentru că nu îndepliniți și nu îndeplinesc calitățile necesare pentru a sta înaintea lui Dumnezeu și a plăti prețul care este cerut. Creștinismul este diferit de orice altă religie, pentru că nu este doar un sistem filosofic, nu este doar o religie omenească, ci este soluția lui Dumnezeu pentru îndreptățirea păcătosului înaintea lui Dumnezeu. Toate religiile spun cum ai putea ca să te îndreptățești tu înaintea lui Dumnezeu. Creștinismul spune cum Dumnezeu te poate îndreptăți pe El, te poate îndreptăți pe tine înaintea Lui. Dumnezeu este singurul care poate rezolva această problemă. Dumnezeu este Cel care a rezolvat prin persoana Domnului Iisus Hristos această problemă și a revelat prin Sfintele Scripturi soluția acestei probleme. Dacă ar fi să răspundem la întrebarea ce este creștinismul sau ce înseamnă a fi creștin, trebuie să răspundem mai întâi la întrebarea cine este și ce a realizat Domnul Iisus Hristos. Există trei piloni majori care susțin credința creștină. Primul este persoana Domnului Iisus Hristos. Al doilea este moartea Domnului Iisus Hristos. Iar al treilea este învierea Domnului Iisus Hristos. Acești trei piloni susțin credința creștină. Foarte rapid, timpul este foarte înaintat. Vreau să privim la aceste trei aspecte și să ne întrebăm ce înseamnă a fi creștin. În primul rând, persoana Domnului Iisus Hristos. Cine este acest Iisus Hristos? Biblia ne învață că acest Iisus este Dumnezeu întrupat. Deplin Dumnezeu și deplin om. Și aceste două naturi coexistă într-o singură persoană, într-o uniune tainică. Scriptura prezintă această realitate peste tot, dar poate cel mai frumos în Evanghelia după Ioan, în primul capitol, introducerea evanghelistului Ioan spune în felul următor. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu și toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și în versetul 14 spune și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Iisus Hristos
este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, iar în același timp deplin om. Biblia îl descrie în 1 Corinteni 15 și în Roman 5 ca noul Adam. Biblia ne arată că acest Iisus a trăit o viață perfectă, împlinind desăvârșit neprihănirea și standardul lui Dumnezeu. Și Biblia ne arată că acest Iisus a fost în toate ca și noi, cum spune autorul cărții Evrei, ispitit, încercat, cu o excepție, fără păcat. Dumnezeu în totalitate, om în totalitate. Este în această identitate perfectă, completă a Domnului Iisus Hristos, unde se găsește soluția pentru justificarea noastră. Dacă Hristos nu este cu adevărat Dumnezeu, este lipsit de atributele infinite necesare pentru răscumpărarea noastră. Iar dacă nu este cu adevărat om, este lipsit de atributul necesar pentru a ne reprezenta, și anume omenirea Lui. Orice negare aceste identități a Domnului Iisus Hristos, fie că e vorba de dumnezeirea Lui, cum neagă foarte multe secte și culte, fie că e vorba de umanitatea Lui, sau de atributele care curg din aceste, din aceste două naturi. Orice negare care se întâmplă aici, alterează natura Domnului Iisus Hristos și fac imposibilă mântuirea omului. În al doilea rând, trebuie să ne uităm la lucrarea de ispășire a Domnului Iisus Hristos, și anume la răstignire și la înviere, la moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Termenul de răstignire este un termen antic. Răstignirea a fost o metodă de execuție în Imperiul Roman. O metodă cruntă și barbară. O metodă rezervată pentru cei mai josnici din societate. Cuvântul cruce în societatea romană era un cuvânt tabu. Nu se vorbea despre așa ceva. Crucea era rezervată pentru tâlhari. Crucea era rezervată pentru oamenii cei mai de jos. În cultura evreiască, de asemenea, a fi atârnat pe lemn, ne arată Deuteronom 21, de la versetul 22 la 23, era considerat un blestem. Biblia ne învață că Iisus Hristos, tocmai prin acest fel de răstignire, a fost omorât. Matei 27 cu 26 ne spune, atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Luca 23 cu 33 spune, când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo, pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Întrebarea care trebuie să ne opunem este, dacă Iisus este desăvârșit, dacă El este Fiul lui Dumnezeu, care n-a păcătuit cu absolut nimic, de ce ar fi trebuit El să sufere o asemenea pedeapsă și o asemenea moarte demnă de un criminal? Evanghelia lui Ioan descrie ultimele clipe a Domnului Iisus pe cruce, ultimele cuvinte rostite înainte de moartea sa, care au fost: s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul, ne spune evanghelistul Ioan în capitolul 19 cu versetul 30. Ce anume a isprăvit Domnul Iisus pe cruce? Ce anume l-a propulsat pe Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, să urce pe acea cruce? De ce a fost nevoie ca El să fie răstignit dacă nu a fost vinovat? Haideți să privim împreună cum descrie profetul Isaia moartea Domnului Iisus Hristos cu sute de ani înainte ca El să fie răstignit. Isaia 53, la versetul 3 la 5. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Iisus nu se afla pe cruce pentru păcatele lui. Nu suferea ca plată pentru nedreptatea săvârșită de el. Pentru că el este desăvârșit. Ci el purta păcatele altora. Judecata dreaptă a lui Dumnezeu, care se cuvenea să cadă asupra păcătoșilor, a căzut asupra lui. Mânia lui Dumnezeu, care se cuvine să se dezlege peste orice făcător de rău,
s-a dezlegat asupra lui. Nici nu ne putem imagina durerea care Domnul Iisus Hristos a simțit-o pe cruce. Nici măcar nu mă refer la durerea fizică sau la umilirea psihică prin care a trecut, ci mă refer la durerea de a simți dezaprobarea, mânia și ruperea de părtășie cu Dumnezeu Tatăl. Marcu 15:34 ne spune că în ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, care tălmâcit înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Nu cred că noi ca și oameni ne putem închipui ce înseamnă cu adevărat această realitate, această suferință. Care dintre noi ne-am putea imagina ce înseamnă să fii în unitate și părtășie perfectă în dumnezeire? Ca după aia să rostească pe cruce: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Nu ne putem închipui durerea care Domnul Iisus Hristos a simțit-o în momentul în care ura și mânia și pedeapsa din partea lui Dumnezeu, care ni se cuvine mie și ție, a căzut asupra lui. Domnul Iisus a învățat pe ucenicii săi care este scopul lucrării lui pe pământ și care este scopul ispășirii lui. În Marcu capitolul 10, de la 42 la 45, Domnul Iisus învață pe ucenicii săi în felul acesta: căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Cu scopul acesta coboră Domnul Iisus din ceruri și s-a întrupat, ca să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Ce înseamnă răscumpărare? Dicționarul explicativ spune că răscumpărarea este o eliberare a unei persoane din captivitate, din robie, în schimbul unei valori. Biblia ne învață că toți oamenii sunt sub robia păcatului și stau condamnați din cauza acelui păcat înaintea lui Dumnezeu și că trebuie ca să fie o plată dacă va fi o eliberare. Pe cruce se realizează o tranzacție tainică în care Domnul Iisus ia asupra lui păcatele multora. Și Biblia ne spune că El, care n-a cunoscut păcat, a devenit păcat pentru noi. Și le plătește prin singura plată suficientă pentru a satisface mânia lui Dumnezeu, și anume vărsarea de sânge, moartea. Iar noi, cei condamnați, primim în virtutea jertfei lui iertare, eliberare de sub robia păcatului. Dar nu numai atât, primim neprihănirea lui în dar. Acea neprihănire care vine din afara noastră este câștigată de Domnul Iisus Hristos, este realizată de Domnul Iisus Hristos și este transferată celor care se încred în El. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu, ne spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5:21. Pentru un păcătos să stea justificat înaintea lui Dumnezeu Sfânt, este nevoie de două lucruri. Pe de o parte, este nevoie ca păcatele care le-a săvârșit să fie achitate, plata păcatului să fie achitată. Și asta necesită vărsare de sânge, asta necesită moartea. Dar nu este suficient. Pentru a fi primit în prezența lui Dumnezeu pentru veșnicie, este nevoie de o viață desăvârșită și neprihănită. Noi nu putem face niciuna dintre aceste două condiții. Nu le putem împlini. Dar Domnul Iisus a plătit plata păcatului și oferă celor credincioși, în dar, prin credință, neprihănirea Lui. În acest fel, Domnul Iisus este soluția pentru justificarea păcătoșilor înaintea lui Dumnezeu. Nu doar că este esențială persoana Domnului Iisus Hristos și răstignirea sa pentru a înțelege ce a fi creștin, dar ultimul pilon pe care se susține credința creștină este învierea. Apostolul Pavel ne spune cât de important este acest element în 1 Corinteni 15:14, când spune: dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Altfel spus, dacă lucrurile acestea nu sunt fapte istorice,
Degeaba credem. Gândirea pozitivă nu te va băga în rai. Este nevoie ca Dumnezeul întrupat Iisus Hristos să fi trăit o viață desăvârșită, să fi murit ca plată pentru păcat și să fi înviat din morți. Altfel, degeaba crezi. Dacă lucrurile acestea n-ar fi realități istorice, eu n-aș fi creștin. Și m-aș lepăda de credința mea mâine. Dar ele sunt realități istorice. Aceasta este Evanghelia adevărată a lui Dumnezeu. Că Domnul Iisus Hristos a coborât pe pământ, a urcat pe cruce, a murit și a înviat și a fost înălțat la ceruri. La prima vedere, moartea Domnului Iisus Hristos pare să fie o mare tragedie, o greșeală cosmică. Cum să permită Dumnezeu ca Fiul Său să fie răstignit? Dar Scriptura ne învață că aceasta a fost planul lui Dumnezeu din veșnicie. Însăși Domnul Iisus Hristos învață pe ucenicii Săi că El va urma să moară și să fie înviat. În Marcu 8,31, apoi a început să-i învețe că Fiul Omului trebuie să sufere mult, să fie respins de către bătrâni, de către conducătorii preoților și de către cărturari, să fie omorât, iar după 3 zile să învie. Învierea n-a fost planul B al lui Dumnezeu. La Golgota lucrurile n-au mers cumva greșit. Au mers exact după cum Dumnezeu a hotărât și a planificat. Din veșnicie, prin decretul Său etern, a fost decretată moartea și învierea Fiului întrupat pentru răscumpărarea multora de sub robia păcatului. Pe cruce s-a întâmplat exact ce a hotărât Dumnezeu. Exact ce a planificat Sfânta Treime să se întâmple. Scriptura ne învață că Domnul Iisus, după ce a pătimit pe cruce, a fost îngropat și după 3 zile a fost înviat din morți. Este esențial pentru Evanghelie. Faptele Apostolilor 1:3 spune, după suferința lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi convingătoare, arătându-le deseori timp de 40 de zile și vorbind despre împărăția lui Dumnezeu. Nu este scopul acestei expuneri și oricum nu mai avem timp, ne apropiem de final, dar pentru cei care aveți dubii despre învierea Domnului Iisus Hristos, sunt mulți, mai mulți decât v-ați închipui, mai ales în România. În România noi suntem creștini după nume, atei în practică. Când stai de vorbă cu român sincer care se consideră ortodox și le spui, tu chiar crezi? Tu crezi că Domnul Iisus Hristos a murit? A stat 3 zile și după aia a înviat? Păi acum, știi, nu știu dacă așa ceva chiar e posibil. Dacă aveți dubii despre acest lucru, vă implor, convingeți-vă. Mergeți acasă și luați Evangheliile, care sunt 4 documente istorice scrise de martori oculari. De martori care n-aveau niciun motiv să mintă. Martori care au plătit cu viața lor și n-au negat că au văzut ce au văzut. Și vedeți că aceste lucruri nu sunt mituri, nu sunt povești. Moartea și învierea Domnului Iisus Hristos este mai atestat istoric decât orice alt eveniment din istoria antică. Vă rog, mergeți și documentați-vă dacă aveți dubii despre această realitate. Acum seara vreau foarte pe scurt să ne uităm la semnificația și implicațiile învierii, care se pot observa foarte ușor dacă spicuim câteva versete biblice care tratează acest subiect. Învierea, în primul rând, atestă identitatea Domnului Iisus Hristos, anume confirmă pentru noi că El este cine spune că este. Dacă eu vă spun niște lucruri fantastice despre mine, da? Eu sunt așa, așa, așa și sunt nu știu cum. Zice, măi, nu știu eu de Mihai ăsta, nu știu, da? Dar dacă eu vă spun niște lucruri absolut fantastice despre mine și după aia vă spun, uite, în curând voi muri, va fi confirmat că am murit și după 3 zile voi învia din morți și voi fi înălțat la cer și se întâmplă exact ceea ce am spus. Nu e așa că toate lucrurile fantastice care le-am spus despre mine dintr-o dată devin mai mult decât plauzibile? Exact lucrul acesta s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a propovăduit moartea și învierea Lui. A propovăduit faptul că El este Fiul lui Dumnezeu, că El este una cu Tatăl. Că toți cei care se încred în El vor primi iertarea păcatelor, că El este singurul care poate ierta păcatele. Și a propovăduit faptul că va muri și va învia după 3 zile. Și a murit și a înviat după 3 zile. Ca atare tot ceea ce a spus și tot ceea ce a învățat
despre cine este El și despre cum să primește mântuirea și justificarea înaintea lui Dumnezeu, trebuie ca să fie luat în serios. Învierea arată că ispășirea lui Iisus realizează justificarea credincioșilor. Roman 4,25, care a fost dat, Hristos care a fost dat pentru păcatele noastre și care a fost înviat pentru îndreptățirea, pentru justificarea noastră. Ne confirmă faptul că plata Domnului Iisus Hristos a fost acceptată de Tatăl și ca atare putem fi îndreptățiți prin moartea și învierea Lui. Și învierea confirmă o sumedenie de lucruri pentru noi. Citiți acasă Roman capitolul 6 și veți vedea că este confirmată victoria Domnului Iisus Hristos peste păcat. Este confirmată victoria Domnului Iisus Hristos peste moarte. Este confirmată ispășirea desăvârșită și irepetabilă care este acceptată de Dumnezeu. Ne arată garanția învierii credincioșilor. Ne arată veșnicia învierii Domnului Iisus Hristos. Faptul că a înviat din morți ne garantează că El este viu veșnic și că noi putem avea viață veșnică în virtutea învierii Lui. Toate lucrurile acestea să bizuie pe moartea și pe învierea Domnului Iisus Hristos. Învierea atestă dreptul Domnului Iisus Hristos de a judeca lumea. El este judecătorul morților și a viilor. Fapte 10, 39 la 43 ne spune. El este Cel la care Dumnezeu a dat toată autoritatea să judece lumea. Și vine o zi în care vom învia fiecare dintre noi din mormintele noastre și vom sta înaintea acestui Iisus Hristos, goi și descoperiți cu viețile noastre și vom fi judecați după dreptate, după faptele noastre. Ai considerat vreodată ce implicații au aceste realități pentru tine? Dacă Iisus Hristos a fost înviat din morți, precum spune Biblia, atunci vine o zi în care și tu vei fi înviat din morți. Iar dacă El este judecătorul celor vii și celor morți, înseamnă că și tu vei trebui să stai înaintea Lui. Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 2, cu 16, acest lucru se va vedea în ziua în care, potrivit Evangheliei mele, Dumnezeu prin Iisus Hristos va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Te-ai gândit vreodată că va fi o zi în care vei sta cu viața descoperită? Gândește-te acum la toate lucrurile care nu vrei să le cunosc eu despre tine. La toate lucrurile care nu le cunosc prietenii tăi. La toate lucrurile care nu le cunoaște soția ta sau soțul tău. Toate lucrurile acestea ascunse, nedrepte, păcătoase, urâte. Vei sta cu ele descoperite înaintea Domnului Iisus Hristos, care te va judeca după dreptate, după legea Lui. Cum vei fi justificat? Cum vei putea motiva îndreptățirea ta? Dacă El a murit și a înviat, cum vei fi socotit drept înaintea unui asemenea judecător? El va judeca și va împărți toți oamenii în două categorii. Cei nedrepți și cei socotiți drepți. Cum te vei justifica înaintea lui Dumnezeu? Care va fi apărarea ta în acea zi? Biblia ne învață că există o singură soluție care se află numai în persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă a fi creștin? Sau cum pot deveni un creștin? Am învățat faptul că Biblia ne învață că toți sunt păcătoși și că toți vor fi judecați de Dumnezeu. Am învățat realitatea biblică că Iisus a murit ca substitut pentru cei credincioși. Că mântuirea este în totalitate un dar de la Dumnezeu. Dar întrebarea este cum primim acest dar? Cum devine ea o realitate în viața noastră? Nu trebuie să mergem mai departe decât cuvintele Mântuitorului nostru. Domnul Iisus, la începutul lucrării sale, ne relatează Evanghelia după Marcu, spune în felul următor. Marcu, capitolul 1, versetul 14 și 15. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și provodea Evanghelia lui Dumnezeu și El zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Domnul Iisus ne arată că fiecare om care va fi acceptat, care va face parte din părția Lui, trebuie să răspundă în acest fel față de Evanghelie, față de persoana Lui, prin pocăință și prin credință.
Ce înseamnă să te pocăiești? Hai să privim foarte pe scurt pocăința și credința. Fapte 3 cu 19. Petru le spune, pocăiți-vă deci și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele. În fapte 20 cu 21, apostolul Pavel, predicând, spune în felul următor, și mărturisând atât iudeilor cât și grecilor despre pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. În fapte 26 cu 20, Pavel descrie lucrarea sa în acest fel. Ci le-am proclamat mai întâi celor din Damasc, apoi celor din Ierusalim și din întreaga regiune a Iudeii, iar apoi neamurilor, că trebuie să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu făcând, adică dovedind prin fapte vrednice de pocăință. 2 Corinteni 7 cu 10. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, nu se lasă de această pocăință niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Catechismul de la Westminster, unul dintre vechile catechisme creștine, spune în felul următor. Pocăința spre viață este un har mântuitor, prin care un păcătos, dintr-o înțelegere reală a păcatului său și a harului, a milei lui Dumnezeu, arătată față de el, prin Iisus Hristos, cu părere de rău și ură față de păcatul său, se întoarce la Dumnezeu. Părăsește păcatul lui și se întoarce la Dumnezeu cu dorința de ascultare deplină față de Dumnezeu. Pocăința este mult mai mult decât un sentiment de părere de rău sau o remușcare pentru faptele comise, un of, iar am făcut o prostie, o, iar am greșit. Pocăința este o părăsire, o întoarcere de la păcat înspre Dumnezeu cu încredere deplină în El pentru mântuirea de sub condamnarea păcatului în care ne aflăm. Adevărata pocăință este predarea totală față de Dumnezeu, capitularea totală și recunoașterea Domnului Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor peste viața noastră. Ca realitatea că El este singura soluție. Ce este credința? Credința, ne spune autorul către evrei, în Evrei 11 cu 1, credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credința are două componente importante, care ambele trebuie să fie prezente. Există o cunoaștere și o acceptare intelectuală. Trebuie să cunoști Evanghelia. Trebuie să cunoști despre persoana Domnului Iisus Hristos. Trebuie să cunoști despre lucrarea Lui de ispășire, despre moartea și învierea Lui. Și trebuie să afirme aceste lucruri. Dar nu este doar atât. Nu este doar atât. Credința reală este și un act al voinței. Este o încredințare reală, o trăire prin credință. A trăi în perspectiva lucrurilor care nu pot fi văzute astăzi. O supunere a vieții noastre prin această credință. Vă las cu un exemplu care este o istorie reală, care cred că va fi plastic și ușor de înțeles, a ceea ce înseamnă diferența între credința falsă, credința intelectuală și credința adevărată. Jean-François, cunoscut și sub numele de Marele Blondin, a fost un acrobat renumit. Datorită faptului că de numeroase ori a traversat cascada Niagara pe o sfoară întinsă. La un moment dat, după multe traversări, s-a oprit pe mijlocul aței respective și a mâncat o omletă. Așa de apt era omul acesta să traverseze cascada Niagara pe sfoară întinsă. Vă spun că este un lucru îngrozitor să te gândești la ce înseamnă a traversa această cascadă. Am fost de multiple ori. Vorbim despre una dintre cele mai mari cascade din lume. La un asemenea eveniment a fost prezent acolo ca și invitat ducele din Newcastle cu familia lui. Și după ce Marele Blondin a trecut de multiple ori cascada, a vrut să facă ceva deosebit și fabulos și fantastic. Și când a trecut de partea ducelui, s-a dus la duce și l-a provocat personal și a zis: Duce, am o provocare pentru tine. Crezi tu că eu aș putea ca să iau în roaba aceasta un om și să trec cascada cu el pe sfoară întinsă? Ducele a stat în liniște o secundă și a zis: Cum să nu? Tu ești Marele Blondin! Eu am văzut cu ochii mei cum ai traversat, cum ai mâncat omleta aia, cum ai stat în cap. Tu ești Marele Blondin, cum să nu poți face acest lucru?
Și marele blondin i-a mai dat un minut să gândească, o secundă de repaus și a zis, da, crezi? Da, cred! Urcă sus, a zis. Ducele a luat un pas înapoi, a stat în tăcere și după aia a refuzat politicos. Vedeți, este o diferență între a afirma intelectual și chiar verbal și a ridica o mână și a te preda și te-a pocăi și a crede cu adevărat. A crede în Domnul Iisus Hristos este a avea o nădejde neclintită în lucrurile nevăzute. A trăi viața în fiecare zi în acea credință, știind cu certitudine că El va reveni pe nor să judece lumea și că tu ești justificat doar în jertfa Lui. Nu a spune când spune urcă sus. Stai, Doamne, că studiul biblic îmi place, dar să-mi pun eu viața în pericol pentru cuvântul Tău? Prea de tot. Credința adevărată este o credință care implică și o afirmare intelectuală, și o afirmare verbală, și o afirmare în apa botezului, dar este un act de voință, de încredere, de care nu te lepezi niciodată, care ține până la venirea Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă a fi creștin? Într-o singură frază, înseamnă să te pocăiești și să crezi în Domnul Iisus Hristos și în mântuirea oferită în dar prin credință, prin moartea și învierea, prin persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Dar probabil, întrebarea mai pertinentă pentru tine în această seară este nu ce înseamnă a fi creștin, ci dacă tu ești un creștin adevărat, dacă tu ai o credință reală, dacă tu te-ai pocăit cu adevărat. Mă rog ca Domnul să-ți dea acest dar nemeritat în această seară, dacă nu-l ai. Amin. Amin.